Haideți să începem, Raluca. Bună ziua, am și o întrebare. De 6 luni încerc să găsesc răspunsuri la problemele băiețelului meu. Încerc scuze că vă deranjez, îmi puteți da și mie o părere, măcar la această disbioză severă. Dragă Raluca, o părere, măcar, nu există din punct de vedere medical. Adică, ori îți doresc să rezolvi problemele copilului tău, ori dacă vrei o părere, poți să ceri unei alte mămici. De ce spun acest lucru? Pentru că o disbioză nu se interpretează doar că trântești o foaie în față. Da? Băiețelul meu are 11 ani, 28 de kg și următoarele simptome. Flatulență, balonare, meteorisme, stagnare în greutate, reflux, constipație, dar acum este mult mai ok pentru că a fost pe tratament. Înainte avea scaun cam la 3-4 zile. Am descoperit o intoleranță la lactoză și o calprotectină de 500 după excludere și după testul Imupro-100 a început să scadă calprotectina și IgA secretor, care a fost și el mare și zonulina. Mă bucur că ai făcut toate aceste investigații. Am avut scheme de tratament, iar acum am făcut microbiom MIDI prin Bioteramed și am descoperit mai multe bacterii. Mă puteți ajuta măcar cu o părere, vă rog frumos. Se pare că în urma unei analize de cultură fungi cu antifungiogramă, am depistat și acolo Candida albicans și o sensibilitate la nistatină. Am făcut tratament pentru Candida cu nistatin sirop, 4 ml de 3 ori pe zi, 10 zile, dar plus gemoterapice, homeopate, urinal sirop, albastru de metilen, omnibiotic 6, dar văd că tot nu se asimilează. Tot nu asimilează copilul. Înainte să mergem la control la București, o să mai repet analiza de cultură fungi. Hai să o luăm așa. În primul și în primul rând, nu este ok constipația aceasta la scaunul la 3-4 zile. Candida albicans, să știi că trece într-adevăr cu nistatin, dar trebuie să o repeți. Trebuie să repeți cultura fungi exact cum ai menționat și tu și trebuie să o facă mai multe persoane din casă, pentru că dacă tu o ai, de exemplu, copilul se poate recontamina de la tine sau soțul sau orice altă persoană care locuiește cu voi în casă sau intră foarte frecvent în legătură cu copilul. Nu este suficient doar tratamentul cu nistatin, trebuie în primul rând hepatoprotector, trebuie să protejăm ficatul și să-l regenerăm, 2 la mână. 3 la mână, trebuie exclus contextul. În sensul că dacă copilașul tău are această disbioză, ai spus să te ajut cu o disbioză, dar n-ai pus poza cu disbioza, dacă copilul tău are dezechilibru pe flora intestinală, acea candida pe care o găsim în mod normal în corpul nostru, crește. Și atunci trebuie acest dezechilibru să-l tratezi inițial și ulterior să previi să mai reapară. De asemenea, contează foarte mult alimentația când facem tratamentul de candida. Ar trebui o alimentație specifică cu un regim cel puțin 3 luni de zile ca să nu mai aducem și de acolo sursă de mâncare, în ghilimele, pentru ciuperca pe care o are în intestin. De asemenea, nu este suficient doar zonulinul să-l faci, mai sunt și alți marcări de inflamație, nu știu exact pe care ai reușit să-i faci, dar trebuie întreaga schemă de marcări de inflamație și regimul, să știi la ceea ce are, ar trebui corelat regimul cu tratamentul. Ai zis aici doar omnibiotic 6, am văzut că ai primit, mă refer ca probiotic. Este un probiotic foarte bun, dar trebuie corelat cu numărul de luni pe care le regăsim în disbioză. De aceea este mult mai complexă treaba, de aceea nu asimilează, pentru că un tratament poate să dureze de la minim 3 luni, 6 luni, 12 luni, în funcție de toți acești parametri și rebagi alimentele excluse doar după ce acești marcări de inflamație încep să se normalizeze, da? Dar un minim tot trebuie ținut.